Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea trei gânduri ale persoanei voastre față de voi. Am să vă rog să alegeți prima variantă care vă atrage atenția, varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. Rămâneți cu prima variantă. Etalările sunt generale și nu personale, așadar am să vă rog să le tratați ca atare. Desigur că în varianta pe care o alegeți, oricum ar trebui să fie cel puțin un mesaj pentru voi, chiar dacă nu sunt chiar toate, țineți cont un pic de acea etalare și dacă simțiți nevoia să alegeți două variante, încercați să o faceți, pentru că acele două variante combinate vă pot da o imagine mult mai clară asupra situației pe care voi o aveți, dar va trebui să puneți voi un pic lucrurile cap la cap, da? Bun. Pentru varianta numărul 1, să începem și să vedem trei gânduri ale persoanei față de voi. Sincer, aici această persoană se gândește să vă comunice în cel mai scurt timp posibil. Iopa, așa. Aici este nevoie ca voi să puneți niște lucruri cap la cap, să vă dați unul altuia ca un fel de socoteală pentru niște acțiuni. Aici mai ales vorbesc pentru persoane care se află în separare de ceva vreme și persoane care au avut o răceală în ultimul timp, dar urmează să aveți clarificare, urmează să purtați o discuție foarte importantă cu această persoană. Două secunde. Și sincer, pentru unii dintre voi va fi vorba că veți lua la cunoștință despre ceva ce s-a întâmplat într-o situație paralelă de iubire cu voi. Alții dintre voi vă veți uni forțele, dar vreau să clarific pentru majoritatea. Ok. Aici se ia o decizie. Pentru trio aici se ia o decizie în legătură cu pe cine se lasă în urmă și cu cine se merge înainte. Sincer, cred că în cele din urmă voi veți fi aici persoanele alese, dar totuși rămâneți dezamăgiți în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat și este ca o suferință pe care voi trebuie să aveți grijă să o vindecați, pentru că văd că vă afectează destul de puternic și nu e prea drăguț. Da, vouă vi se aduce angajament. Vouă vi se aduce, hai să zicem, dezvoltare, deși nu cred că este cel mai potrivit cuvânt, pentru că nu cred că relația voastră este atât de nouă. Cred că pur și simplu este o situație de genul, ok, s-a întâmplat să fie un trio, unii dintre voi acum luați la cunoștință, dar între timp persoana și decis că vrea să continue și să rămână stabil și fidel pe relația voastră. De asemenea, aici vor fi eforturi din partea persoanei voastre să luați lucrurile de la capăt și să începeți să vă dedicați mai mult. Această persoană va face pași către voi, această persoană își va modifica comportamentul. Știu că poate părea greu să țineți cont de asta, dar aici va exista comportament schimbat din partea acestei persoane pentru a vă ține alături, dar sincer încercați voi să lucrați cu voi, cu partea voastră în care acceptați sau nu acceptați această situație, această relație pe mai departe, pentru că aici vor fi probleme mari și se pot genera conflicte pentru că voi nu reușiți să asimilați pe cât de repede o să se miște această persoană și o să vă simțiți cumva puși la punct. Deși nu e cazul să vă simțiți așa, este pur și simplu faptul că această persoană vrea să recupereze într-un termen foarte scurt lucrurile de care și-a bătut joc în ultima perioadă. Și pentru voi asta este un pic forțat și este prea rapid și vă va fi destul de greu să acceptați această persoană din nou în viața voastră, să acceptați această persoană cu ceea ce a făcut și să integrați totul în viața de zi cu zi. Cred că aici o pauză poate să fie foarte necesară pentru voi. Din momentul în care comunicați până la reluați iar lucrurile, nu cred că lucrurile se încheie aici, dar este nevoie ca voi să fiți siguri de decizia luată, pentru că
Dacă voi ziceți, da, nu sunt foarte convinsă că ar trebui să mai continui, dar hai să continui să vedem ce este. Atunci, atenție că voi o să porniți foarte multe conflicte și o să aveți tendința să dați vina pe cealaltă persoană pentru conflicte. Nu, dar acolo e partea voastră neprocesată. Deci aici, dacă vreți să continuați o relație cu această persoană, se poate și ar fi persoana voastră mult mai dedicată și mult mai hotărâtă spre voi, dar ține foarte mult de cum gestionați voi. Din nou, această persoană vă percepe ca fiind în gardă. Și această persoană nu o să fie sigură dacă voi într-adevăr vreți această relație sau nu. Încercați să faceți voi claritate. Încercați să vă lămuriți voi înainte de toate. Pentru că această persoană știe și a decis, dar acum este cazul să decideți și voi. Nu puteți merge cu situația asta doar pentru că cealaltă persoană a decis. Persoana are gânduri bune față de voi, mai ales din perspectiva faptului că deja v-a ales, știe că poate să fie mult mai liniștit, mult mai calm cu voi, dar că este nevoie ca și el să se implice sau ea, mă rog, pentru a putea să mențină această relație pe termen lung. Dar, din nou, nu vă văd pe voi atât de dornici, nu vă mai văd pe voi atât de interesați să țineți această relație, pur și simplu aveți nevoie de timp de unii singuri și după să luați o decizie. Pentru că altfel voi vă lamentați pe această situație și nu reușiți să vedeți dacă într-adevăr doriți această situație sau nu, și va fi destul de dureros pentru voi. Nu e vorba de această persoană, ci de voi. De asta gândiți-vă bine. De asta spun, aici nu prea am foarte multe de comentat. Haideți să vedem și cu celelalte cărți de oracol. Poate ne dau o altă perspectivă, poate ne zic ceva nou. Dar nu vă văd pe voi ok. Nu în sensul că nu sunteți ok, sunteți foarte ok, dar aveți nevoie să vă oferiți voi timp. Vedeți, voi suferiți în tăcere. Va fi o provocare pentru voi să reușiți să reaprindeți pasiunea pentru această persoană, pentru că pur și simplu totul va fi stins de suferință. Atenție foarte mare pentru că pe voi aici vă văd suferind, pe voi aici vă văd. Din nou, nu sunteți problematici. Problema aici este că riscați să vă faceți rău pe termen lung de unii singuri, rămânând în această situație și fără să vă oferiți timp. Sincer, aici cred că pentru voi este imperios necesar să încheiați temporar această relație până ce reușiți să vă adunați. Totodată, pe voi v-ar ajuta foarte mult să reușiți să întâlniți alte persoane în cel mai scurt timp, nu neapărat să fie cine știe ce relație, dar pur și simplu să fie o prietenie și contează enorm pentru voi. Practic, nu prea mai am ce să vă zic aici, pentru că asta a fost tot ce am de zis în această situație. Este o situație destul de directă, nu neapărat cea mai plăcută, dar vedem destul de clar despre ce este vorba aici. Bun. Și vom trece la următoarea. Varianta. Varianta numărul 2. Sincer, aici persoana aceasta mie mi indică faptul că vrea să se îndepărteze de voi, nici de cum că vrea să se apropie de voi. Problema este că nu văd această persoană să fie o persoană foarte echilibrată. Această persoană are tendința să fie indecisă, să fie schimbătoare pe alocuri. Comportamentul său este un pic impulsiv și matur. Nu aș putea zice că vă puteți baza prea mult pe această persoană, nu aș putea să vă recomand să aveți răbdare cu această persoană, pentru că această persoană internalizează foarte mult ceea ce trăiește și nu exprimă ceea ce simte. Este o persoană pe care nu o puteți citi ușor,
o persoană pe care nu vă puteți baza, în care nu puteți avea încredere, această persoană nu este obișnuită să fie deschisă, nu este obișnuită să comunice lucrurile la nivelul pe care îl doriți voi. Pentru voi această relație, această persoană, această situație este destul de dificilă. Persoana nu știe ce vrea în primul rând și voi n-aveți nici atât de unde să știți ce vrea persoana. Există sentimente față de voi, nu pot zice nu, dar asta nu vă garantează că persoana rămâne hotărâtă să fie alături de voi. Această persoană vă vede potențialul, vă vede frumusețea, vă vede puterea, dar nu știe dacă să se implice sau nu. Nu știe dacă să continue, nu știe dacă să ducă situația la un alt nivel sau nu. Atenție, pentru că aici această persoană pare să se gândească să, cel puțin să facă o pauză dacă sunteți împreună. Deci să nu vă surprindă când această persoană vine și vă zice acest lucru. Dar în momentul în care vă cere chestia asta, pauză sau separare, pentru fiecare va fi diferit, dar în momentul în care vă cere chestia asta, să nu vă închipuiți că această persoană rămâne sfântă și loială și ceva de această natură, pentru că nu se va întâmpla. Practic, ce va cere această persoană este un termen ca să poată să compară. Să compare, pardon. Persoana asta nu e hotărâtă spre voi, nu e hotărâtă să facă ceva către voi, să fie acolo pentru voi. Persoana asta habar n-are ce vrea, habar n-are o direcție, nu știe ce să facă. În momentul în care această persoană are de făcut o decizie, se hotărăște foarte greu. Nu văd această persoană să, nu știu, să fie acolo. Indiferent de ce ar alege, nu văd. Persoana asta este foarte prinsă în temeri, e teamă de a face o decizie greșită și alege de foarte multe ori să nu facă nimic și așa pierde foarte multe oportunități. Persoana poate avea probleme cu anxietatea, dar nu e genul de persoană care, ok, are probleme cu anxietatea, dar rămâne lângă voi și atunci, da, voi puteți ajuta această persoană. Oricât ați încerca să fiți alături de această persoană, nu cred că este suficient pentru a face lucrurile să meargă, efectiv. Deci persoana aceasta, mie îmi pare că se gândește să se îndepărteze tot mai tare, se gândește să compare două persoane diferite, voi și altcineva. Nu e o persoană stabilă, poate să fie o persoană bipolară, se poate, schimbătoare. E o persoană care poate să fie destul de rece și destul de deconectată de sentimente, vrea să pară ca fiind o persoană atașată, dar nu este deloc așa. Pentru voi ceea ce simte este un pic diferit și o să explic de ce. Pentru că simte un atașament destul de puternic. De foarte multe ori își spune că iubire și după tot această persoană se zice, a, n-are cum, nu se poate așa ceva, nu e normal, nu e ok, nu e nu știu cum. Dar nu văd această persoană să reușească să fie stabilă și alături de voi sau, nu știu, să continuați prea mult cu această persoană, pentru că această persoană deja începe să se îndepărteze și nu văd să ducă foarte departe situația. Bun. Să trecem la varianta numărul 3. Cred că pixul acesta a rămas de făcut, să vedem. Pentru cei care au ales varianta 3, cred că aici voi sunteți în separare și persoana asta o să vină foarte, foarte repede cu împăcare, cu o situație mai stabilă. Aici, mai ales dacă ați fost până acum într-o relație care n-a fost foarte oficială, foarte curând poate veni oficială, e o situație pe care această persoană vrea să o abordeze pe mai departe. Este nevoie ca voi să aveți niște clarificări, niște discuții, să spuneți fiecare perspectiva voastră și să ajungeți la niște concluzii comune. De asemenea, aici cred că este vorba de faptul că voi trebuie să aveți ce aveți, să ziceți clar ce aveți pe suflet și să nu rămâneți pasivi în toată această situație.
Dacă vreți o relație cu această persoană, o puteți avea, dar întâi trebuie să adresați fiecare partea sa de adevăr și partea sa de perspectivă în legătură cu această relație. De ce? Vor fi foarte multe lucruri interesante pe care le veți vedea la această persoană în legătură cu felul în care gândește și cu care nu sunteți neapărat de acord. Asta nu înseamnă că se va ivi un conflict, ci pur și simplu că va trebui să vă gândiți bine dacă vreți să abordați această situație cu această persoană sau nu. Încercați să nu luați o decizie grăbită, încercați să vă luați tot timpul necesar pentru că este nevoie. Și cam atât. Nu vă așteptați ca această persoană să facă pașii pe care voi îi doriți fără ca voi să-i spuneți clar ca unui copil de grădiniță, uite, vreau să fac asta, asta și asta. Va fi nevoie să abordați această relație în care să îi spuneți clar persoanei ceea ce vă doriți. Nu să așteptați să facă niște pași în plus în relație din senin, pentru că nu este persoana care să facă lucrurile astea. Este genul de persoană care, dacă nu mi-a atras atenția, înseamnă că mai pot trage de timp și atunci putem continua așa. Cam așa funcționează persoana voastră, deci nu văd să vă facă neapărat atât de multe surprize dacă voi nu-i atrageți atenția, uite, mie îmi plac surprizele de genul, mie îmi place aia. Și atunci persoana voastră înțelege și face. Dar trebuie să-l ghidați ca pe un copil mic. Trebuie să-l creșteți un pic în aspectul relațiilor. De asemenea, aici cred că voi veți avea potențialul foarte mare de a crea proiecte împreună, de a avea colaborări împreună, de a lucra asupra unui domeniu în parteneriat și nu doar relații. Aici cred că voi puteți avea o situație materială foarte bună împreună, afacerile ar fi foarte bune împreună, doar trebuie să aveți grijă la numere, procente, lucruri de această natură. De ce? Pentru că lucrurile aici nu-mi par promise că vor continua pe termen extrem, extrem de lung. Da, va fi termen lung, vor fi câțiva ani buni aici, da, sunt de acord cu voi. Dar nu cred că pentru toată lumea va fi până la sfârșitul vieții ceea ce se întâmplă aici. Ceea ce înseamnă că pentru voi ar fi mult, mult mai benefic să fiți atenți la lucrurile ce țin de acte, de procente, de lucruri de această natură, ca în cazul în care voi veți alege ulterior să vă separați, măcar să rămâneți cu ceva, pentru că aici voi veți avea tendința să vă implicați foarte mult în lucruri și să rămâneți fără nimic. Așa măcar să rămâneți cu ceva. Bun, este foarte important ca voi să vă păstrați un rol de lider în proiectele voastre. Este foarte important ca voi să aveți putere de decizie și să vă luați toate măsurile de precauție. Aici vă va ajuta foarte mult o persoană care vă poate să fie prietenă de familie, poate să fie o persoană chiar din familie, de ce nu, dar care să lucreze într-un domeniu de tipul, nu știu, contabilitate sau avocatură, poate chiar să lucreze consilier de cumva în domeniul ăsta, dar e o persoană care ar fi mai experimentată și care lucrează toată ziua cu așa ceva pe care voi o știți. Nu neapărat că este cel mai bun sau cea mai bună prietenă, dar poate să fie o persoană ca un fel de rudă cu care voi în general vă înțelegeți bine și care ar fi dispusă să vă ajute fără probleme. Luați legătura cu acea persoană și întrebați acea persoană, pentru că persoana va fi dispusă să vă asculte și să vă ajute. Bun, cam atât aș avea de spus. Persoana asta, da, se gândește să reia lucrurile cu voi, se gândește să înceapă o nouă etapă cu voi, se gândește să discute cu voi, dar atenție că trebuie să discutați foarte mult. Și această persoană efectiv se teme de momentul în care veți discuta anumite lucruri și voi veți înțelege foarte multe lucruri pe care această persoană nu le-a spus până acum. Această persoană vrea să vă aibă, de asta o să vă zică foarte multe chestii pe care voi nu le știați, dar totodată se teme de faptul că voi ați putea decide să nu mai rămâneți cu această persoană, dar e conștientă această persoană că oricum discuția este inevitabilă și nu este cazul să fiți mai duri sau mai dure decât trebuie. De ce? Pentru că această persoană poate avea tendința să se oprească din a vă spune totul, pur și simplu, și să încerce să devieze după discuția. Și nu cred că vă doriți asta. Cred că vreți să știți totul înainte să vă înhămați cu această persoană. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!